Salutare, bună ziua! Iată-ne din nou la Centru Cultural cu nouă emisiune Medalion Cultural cu Stelian Necșoi. Mulțumim ca de fiecare dată conducerii Centrului Cultural, echipei Centrului Cultural. Mulțumim dumneavoastră celor din sală și celor din spatele camerei. Și nu în ultimul rând, mulțumim invitatei mele Ramona Elena Eneache. Astăzi m-am gândit să o aduc în fața dumneavoastră pe Ramona, să o prezentăm un pic ca om, ca poet, ca și cadru didactic, pentru că este cadru didactic și are o activitate frumoasă acolo la școală, la grădiniță, să ne prezinte un pic activitatea sa poetică, literală, să recităm din poeziile ei, să cântăm. Bun. Mulțumesc pentru invitație, Ramona. Bună ziua. Eu îți mulțumesc pentru invitație, onorată pentru și eu sunt onorat să te am alături. Ce pot să spun? Sunt în familia Centrului Cultural încă din noiembrie 2018, când mi-am lansat aici prima carte împreună cu un fost coleg de la atât el era și la istorie și la pe partea de educator, așa, a fost prima carte Iubirea Puterea Supremă, apoi a urmat în martie 2019 cea de-a doua carte Inima mi-e vinovată, mi-e distrus inima, dar nu mă mi-e distruge și pe mine. Din noiembrie 2018 fac parte în Cenacul României Argeșene, tot de atunci fac parte din Liga Scriitorilor Români Filiala Argeș. Tot frumos, scriu, foarte frumos. Scriu încă din timpul liceului. Pe această care vreau să mulțumesc multor oameni, în primul rând domnului Nicolae Cosmescu, Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească, care a fost primul care a avut încredere în ceea ce scriam pe atunci, că nu scriam chiar foarte bine, scriam, eram foarte rănită, foarte dezamăgită de viață și totuși mi-a întins o mână și mi-a zis, tu vei evolua frumos. Lasă emoțiile. Da. Da, este un moment emoționant să-ți amintești de cineva care a trecut prin viața ta și care a contribuit într-o oarecare măsură la parcursul tău prin viață, dar și literar. Da, spuneai, văd acolo o sumedenie de cărți. Ce e cu ele? Da, acolo deci am multe proiecte în lucru care așteaptă tiparul editurii, cu ajutorul lui Dumnezeu îl vor și vedea. Cu siguranță. Cel mai nou proiect al meu se numește Stăpâna vieții mele. Ambele coperții sunt pe stil alb negru și grafică Stelian Necșoi. Deci am adus aceste antologii pentru că în fiecare dintre ele se regăsesc câteva poezioare din cartea care va urma să iasă. De-abia așteptăm să apară această carte. Cu mare drag. Prin mai este proiectul în... Ai lucrat mult la această carte? Am lucrat mult, încă lucrez. Primesc și premii de la diverse cenacluri online aceste poezii care vor fi în carte. Din păcate nu am reușit să le scot la imprimantă să vi le arăt. În schimb, am o diplomă de onoare de la Cenacul Dor de Infinit Internațional Literar Artistic de la București, care mă face să cred în evoluția mea pozitivă de acum încolo. Da, Ramona, într-adevăr, mai și o medalie. Da, și o medalie, care e prima mea medalie literară în acest Felicitări. Parcurs. Da, diplomele acestea ne conferă oarecare încredere în noi și ne arată, ne spun cumva că munca noastră nu este în van, exact, da. Că este recunoscută de oameni care sunt în domeniul al literaturii, da? Scriitori mai mult sau mai puțin cunoscuți, consacrați, da? Și asta e un lucru nemaipomenit că reușești să obții aceste diplome și aceste premii. Eu le mulțumesc că oamenilor din aceste cenacluri care mi-au apreciat poezia. Pentru că nu toată lumea o gustă. Fiecare iubește
diverse stiluri de poezie. A mea este mereu despre iubire, iubirea despre tot ce înseamnă iubire. Iubirea de natură, iubirea de flori, de viață, de oameni, iubirea în toate sensurile ei. Da, este cel mai frumos sentiment pe care un om îl poate avea și împărtăși, da, iubirea. Și într-adevăr am văzut că tu scrii mult despre iubire. Am văzut totuși că scrii și despre natură, da? Deci aici poezii despre natură și unele poezii, să zic, filozoficale, da? Dacă le putem numi așa. Ce te inspiră, cum te inspiri să creezi aceste poezii? În primul rând, experiența din viața de zi cu zi. Sau, de exemplu, trece prin fața mea o mașină cu o imagine și cu o expresie, gata, mi-a captat atenția, știu că trebuie să scriu despre acel ceva. Sau mi se arată în vis, am visat de foarte multe ori despre Îngerul Alb. Am scris câteva poezii despre Îngerul Alb. Depinde, despre ceea ce simțim. De multe ori am scris cele filozofice din viața de zi cu zi, de loviturile cu care o să vedeți în poeziile pe care le voi recita. Să le auzim, aceste poezii. Da, e un lucru minunat că poți să scrii și am văzut că scrii cu destulă sinceritate. Mare și sinceritate, dar și ușurință. Chiar dacă trebuie să recunosc că pe aici, pe acolo, mai am de învățat. Dar, totdeauna avem de învățat. Exact. Totdeauna. Dar eu de când te cunosc pe tine, de când ți-am citit primele poezii până acum, pot spune că am văzut o evoluție a ta, și în felul de a scrie versuri, mă refer la ritm, rimă, măsură, da? Dar chiar și imaginile pe care le realizezi prin poezia ta și automat trăirile pe care poezia ta le trezește. Eu aș propune acum să citim câteva din poeziile tale, după care probabil o să cânt și eu un cântecel, două, mai vorbim, iar mai mare citești despre înainte, din poezii. Nu înainte de a mulțumi familiei editoare Daniela și Florin Căprar de la București. Antologiile sunt făcute cu editura Izvorul Cuvântului, cu acești oameni minunați care au avut încredere în mine și mi-au dat mereu provocări. Acum mi-au dat provocări. M-a sunat doamna Daniela într-o seară și îmi spune: la următorul eveniment, Ramona, trebuie să te pliezi pe epigrame, pe poezioare mai vesele, mai amuzante. Și eu zic, dar nu pot să scriu despre fabule, că mi-e mai ușor. Sunt la grădiniță, mi-e mai ușor. Face bun, mergem pe fabule. A schimbat toată tema. Majoritatea au compus fabule. Mai puțin epigrame și catrene. Da. Și nu știam că pot să scriu fabule atât de bine și totuși am reușit. Într-adevăr, acest eveniment a avut loc de curând. Am avut și onoarea să particip la Biblioteca Metropolitană din București. Și a fost un eveniment destul de frumos, de reușit. S-au spus poezioare vesele, mai cu așa șarade, s-a cântat tot așa melodii vesele, pentru că am vrut, bine, editorii au dorit, da, în acest eveniment să schimbe un pic registru și să nu mai fie doar muzică și poezie de dragoste și să schimbăm un pic, să fie ceva mai vesel, mai antrenant. Și într-adevăr pot să spun că mi-a plăcut ceea ce ai scris tu în acest registru. O să vă cer permisiunea să citesc eu prima poezioară a Ramonei, asta ca să auziți, probabil unii dintre dumneavoastră, încă o dată cum scrie Ramona Elena sau alții s-audă pentru prima oară cum scrie Elena Ramona. Și am să citesc: Prințeso, viața e dură. Nu știu dacă este neapărat o poezie filozofică sau nu, dar cu siguranță este o poezie simțită, trăită din plin. O femeie cu armură de fier, ce toate umbrele în față ei pierd, prințeso, viața e dură, dă-ți jos corana și pune-ți armură, cea a iubirii, ce sufocă ura. O inimă sensibilă, dulce, duioasă, gingașă,
un suflet inocent, diafan, copilăros ce iese din fașă, îngerul cauzelor pierdute și a inimilor tăcute, iubirea le readuce la viață, după ce au fost fiori de gheață. Mesajul mi se pare, mulțumim, mesajul mi se pare destul de pătrunzător și am căutat aici să zic, știu, metafore sau nu știu ce, ce chestii foarte complicate. După umila mea părere, versul curge lin chiar dacă nu respectă o anumită măsură, da? Și se îndreaptă mai mult spre versul liber, dar curge lin. Mie mi-a plăcut această poezioară. O să rog pe Ramona să ne citească și ea câteva poezioare. Mă las văzută așa cum sunt. Mă arunc în altă val, nu mă lăsa la mal. Galopez pe al iubirii cal, totul e armonie și natural. Mă bucur de fiecare clipă, de a iubirii clipită. Zbor spre înalt pe a iubirii aripă, de al ei mister, inima mi-e răpită. Mă las ca un fluture purtată, pe ale iubirii brații, de fiorii dorului sculptată. Inima mi-e plină de speranțe. Mă las chiriașă stelelor și lunii, mă las așa cum sunt în văzul lumii, chiar dacă deranjează pe unii, eu nu-mi pun mintea cu nebunii. Mă las văzută în ochii oamenilor, oricum ei vor vedea ce vor vrea, în funcție de interesele și nevoile lor, nu le pasă de ceea ce-mi simte inima. Mă las văzută așa cum sunt, nu doar miere pe unt, imperfectă și defectă a vieții mele arhitectă. Vă mulțumesc! Da, și așa ni se dezvăluie Ramona, se lasă dezvăluită așa cum este ea, imperfectă. Da? Toți suntem imperfecți. Cred că niciunul dintre noi nu suntem perfecți. Dar uneori, sau unii dintre noi, reușesc să fie frumoși în imperfecțiunea lor. O să vă cer permisiunea să cânt un cântecel, poate chiar două, după care mai ascultăm poeziană. Mi-am permis să aduc în fața dumneavoastră câteva cântecele, să zic, poate mult spus, compuse de mine pe versurile mele. Să fii și duce-te-i pe pustii. Eu te-aș duce la cizmar ca să mi te pingelească, de drum să te pregătească, de drum să te pregătească. Și te-aș duce la fiera să te arunce în cuptor. Firai tu să fii de dor, firai tu să fii de dor. Te-aș duce la potcovar să-ți bată vreo trei caiele, să te duci pe cele stele, să te duci pe cele stele. Și-napoi să nu-mi e mai vii, duce-mi te-ai pe pustii. Firai tu de tot să fii, firai tu de tot să-mi fii. Balada vânătorului de stele. Pariu cu Dumnezeu aș face zăloc punând iubirea mea, că într-o zi chiar de nu-ți place, sărut pe buze-ți voi lăsa.
fi să se întâmple, am să te aștept pe dumneata, cu părul nins ușor la tâmple, să mă iubești cum vei putea. Hai să mă iei drept un nebun, fiindcă visez la gura ta. Frumoasă doamnă, eu îți spun că da-s nebun de dumneata. Ce vrei să crezi, ce vezi cumva, închide ochii și te lasă, dată în lumea de undeva, de dincolo de lumea noastră. Și de n-ar fi să se întâmple, am să te aștept pe dumneata, cu părul nins ușor la tâmple, să mă săruți cum vei putea. Dar oare eu merit să-ți fiu cu gândul doar alăturea? Pare așa târziu să mai visez la gura ta. Și atunci rămân în a mea lume, rămân zvânător de stele, gând pribeag fără de nume, un dor nebun de cânt de ele. Și de n-ar fi să se întâmple, am să te aștept pe dumneata, cu părul nins ușor la tâmple, să mă săruți cum vei putea. Da. Ramona, știu că de multe ori un singur cuvânt, o expresie auzită la alt poet sau știu eu, citită într-o carte, uneori chiar și la televizor, te inspiră și imediat începi să scrii. Adevărat. Tocmai am spus mai devreme, treceam la București, la Biblioteca Metropolitană, pe lângă noi o mașină pe care scria Paradisul Florilor, imaginea cu flori și eu am scos o poezie, Raiul Inimilor, din acea expresie. Da, da. Nu e chiar așa ușor și mie mi se întâmplă, nu, nici chiar așa să aud o expresie, dar să văd o imagine și atunci îmi vine o idee pe care după aceea o tot prelucrez în minte până ajunge pe hârtie sau știu pe ecranul telefonului. Ne mai citești? Cu mare drag. La ușa sorții mele. Eu singură bat la ușa sorții mele. Simt un delir în inima mea. Tot încerc să ating cerul cu stele, fiindcă știu că am și eu steaua mea. Știu că mă aflu în contratimp și că în ultimul timp nu mai e timp. Frica de a nu mă mai durea mă împinge spre calea mea. Neștiută, doar intuită, e calea bine țintită, încă din stele așternută, dar piedicile te aduc în derută. La ușa sorții mele bat și drumuri grele eu străbat. Nu-mi place că invidia mă cuprinde și ca un foc mă aprinde. Voi deschide propria ușă, chiar dacă viața cu mine nu s-a purtat mănușă. La ușa sorții mele intru, acum știu, cheia mi este pe dinăuntru. Vă mulțumesc! Frumos, frumos spus, cheia mi este pe dinăuntru. Asta înseamnă că doar tu poți să încui sau să deschui acea ușă, lucru care e minunat și e de lăudat. Adevărat, dar cum spunea și doamna Raluca Hanasa numai devreme, trebuie să trecem prin sufletul lumii ca apoi să ajungem în interiorul nostru, fiindcă întotdeauna putem fugi de oricine și orice, doar de noi nu. Da, putem fugi de orice altceva, să ne ascundem, să simulăm niște lucruri, dar de noi înșine, de sufletul nostru, de trăirile noastre, de gândurile noastre, de fricile noastre, nu putem
singurii trebuie să avem aceste bătălii și nu sunt deloc ușoare, dar cu ajutorul Îngerului și al voinței noastre, reușim. Ostăroș, să mă permis să mai citești și o poezioară de-a ta. O luptă este viața. Dintr-o luptă într-altă luptă pentru supraviețuire și alta pentru iubire, viața noastră e prea scurtă să o pierdem pentru o luptă. Dintr-un război într-o altul, ne pierdem sufletul în van, trecându-ne an cu an tinerețea, frumusețea și speranța așteptate din un altul. La vieții, fie ce încercare, a venit și o înfruntare după căderi pentru răbdare, pe a vieții a nevoiasă cărare și ca o clipă trecătoare. O luptă este viața în care nu mai ești viu, despierzi speranța, nu-ți iau un interviu, cum ai vrea să-ți fie viața. Da, de multe ori viața nu ne întreabă cum vrem să ne fie. De multe ori trebuie să o creăm noi, această exact, viață. Ca să fie cum o visăm, tot cum ne povestea și doamna Raluca Anasandu, trebuie să ne urmăm visurile, visele, chiar dacă uneori sunt în van, dar sunt în... Parcă sunt în van. Nu sunt în van pentru sufletul nostru, atâta timp când noi ne-am urmat calea. Da, și tu ai reușit să-ți împlinești acest vis de a scoate două cărți și urmează o a treia, cea de-a treia și sper eu la cât mai multe. Ne mai citești o poezioară? Cu mare drag. Simte. Simte cerul. Miroase marea. Atinge iarba. Continuă zborul. Simte iubirea. Ascultă inimii muzica. Ascultă și ploaia. Ea spune șoptit povestea. Simte dragostea. Ascultă liniștea. Atinge a iubirii stea. Ea este acolo, în inima ta. Simte-ți întru totul sufletul, acolo găsiște al iubirii antetul, tu doar să-l recunoști și să ți-l însușești. Vă mulțumesc! Frumos îndemn, mi-a plăcut, simte-ți întru totul sufletul, acolo găsește al iubirii antetul, tu doar să-l recunoști și să ți-l însușești. Da, trebuie să ne recunoaștem acest vis, această menire, să o recunoaștem și să ne însușim. Cu permisiunea noastră am să mai cânt un cântecel sau două. Unele din aceste cântece au fost compuse și cântate la Festivalul Tribale Fest, edițiile, primele ediții ale festivalului. Te încadrezi perfect în galben cerul, cercul lunii, lumina-i cade cu efect și-ți conturează sânii. Brațul îndoit din pot îți sprijină căpșorul, ești frumoasă și nu pot să-mi stăpânez fiorul. Și te ador, 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 și te ador. Wow! Într-o zi, amândoi aveam suflete pustii, ți-am spus, capul sus, mi-ai zis, știu precis că și tu. Și-am pornit îndoi la drum, te iubeam ca un nebun, ți-am spus, eu nu-s. Mi-ai zis, știu precis că nici eu. Și de-atunci pe drum mereu, mână-n mână tu și eu, ți-am spus,
te iubesc nespus, mi-ai zis, știi precis că și eu. Haideți să cântăm un cântec cel mai ritmat, așa. L-am mai cântat, cred că l-ați mai auzit. Mi-a zis că ar vrea să fie doar a mea, cu o condiție de-aș putea să nu mai beau atâta cafea. Ei îi place doar ceai de tei, încă ei îi place doar ceai de tei. Am întrebat-o într-o zi, iubita mea, tu mai știi, în ziua când am întâlnit, cât de tare m-ai zăpăcit. Fiindcă ție îți place doar ceaiul de tei, fiindcă ție îți place doar ceaiul de tei. Te-am privit și a zâmbit, dragul meu zăpăcit, aș vrea și mâine să-mi amintești, să-mi spui cât de mult mă iubești. Fiindcă mie îmi place doar ceaiul de tei, fiindcă mie îmi place doar ceaiul de tei. Sper că voi reuși cândva, așa până la sfârșitul zilor, să scot un album cu aceste melodii. Ramona, am văzut că ai apărut în antologii, da, cu poezie. În afară de poezie, am avut ocazia să citesc o bucățică de proză și vă spun sincer, mi-a plăcut foarte mult. Vă spun sincer, mi-a plăcut foarte mult cum scrie proză. Nu că nu-mi place și cum scrie poezie, dar proza mi-a plăcut foarte mult și părerea mea de om neavizat e că scrii mult mai bine proză. Da, mulțumesc frumos, într-adevăr, probabil pentru că în proză putem să ne exprimăm mult mai liber, nu trebuie să respectăm o rimă, prozodia, și acolo pur și simplu ne punem trăirile. Îmi lipsesc personajele, în schimb, pur și simplu descriu niște emoții, niște trăiri, niște experiențe. Cineva mi-a spus, dacă tu pui și niște personaje, poți faci bani pe un anumit canal de filme, care acolo unde nu se dau reclame, nu pot să dau nume ca să nu facem reclamă, și asta mi-a spus, mai pune niște personaje, mai pune niște acțiune și poți să reușești să-ți vinzi cartea într-un stil mare. Ok, și pe când este în lucru și acea carte, dar nu știu că nu mai am timp pentru că mă lupt cu acest sistem al învățământului pe Argeș pentru un definitivat și o titularizare din 2019. Toți ne luptăm cu sistemul, că e de învățământ sau de neînvățământ, ne luptăm cu sistemul, că ăsta este, trebuie să o facem, și dacă nu se luptă el cu noi. Da. Sunt convins că vei reuși și pe latura aceasta și vei trece acel examen cu siguranță. Și apoi, făcând sau trecând și acest obstacol, îți vei găsi liniștea și vei putea să te ocupi mai bine și mai mult. Exact. O să te rog, Ramona, să ne mai citești câteva poezioare. Cu mare drag. Sunt o culegătoare. Sunt o culegătoare de praf de stele. Doar așa sufletul meu poate să zboare. Sunt o culegătoare de pulbere, de scântei și nicăriri, brodate în goblenul de amintiri. Prin a soarelui ceață, pe înserata dimineață,
Inima pe firul ierbii se desfată și seninul cu nerăbdare l-așteaptă. Și în aliniștei tăcere, auzi aripile ude, iubirea-i mângâiere, ce în inimă se aude. Sunt o culegătoare de maci și de cicoare, de toate florile din lume și merg pe ale iubirii urme. Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim! A vieții călătorie fragilă. Roșul macilor, mireazma nuferilor, seninul zorilor și miezul clipelor. Lumină celestă, iubirea-i modestă, lacrimi de ceață, întâmpin în viață. Viața poteci prin pădure, visăm la fragi și mure, însă până îi avem la dispoziție, avem de parcurs o expediție. Răsărituri și dimineți, pe aripile vânturilor le petreci, și asfințituri ascunse în noapte se pierd în stele și șoapte. O expediție dificilă, ea vieții călătorie fragilă, amurg izvorind din suferință, e viața fără de credință. Lumina stelei mele. În cuibul alb de puf al lunii, stelele se odinesc în pace și împletesc cercul cununii cu razele ce sunt opace. Șoapte de viori și strigăt de fluier, zbor de fruturi pe aripi de înger și inimi de iubire flămânde pe ale dorurilor agitate unde. În cer nu e târziu sufletul să-mi scriu, eu știu că am steaua mea cum pământul are pâinea. Și noaptea de cleștar, stelele sunt furnicar, eu stau frumos pe steaua mea, cum țărmul sprijină marea. Lângă luntre o undă, stelele în aripi știu să se ascundă, lumina stelei mele e puternică, precum o neînfricată războinică. Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim! Cu permisiunea noastră o să mai citesc eu o poezioară. Mare drag, dar mai întâi aș vrea să mai mulțumesc unor oameni care au ajutat la evoluția mea în acest domeniu al poeziei. Domnului Adrian Mitroi, președintele Cenacului Armonia Argeșene și al Ligii pe filiala Argeș. Doamne Cristina Onofre, care chiar mi-a întins o mână cât sufletul unei de mare de ajutor, mi-a scris o prefață la una din cărți care încă n-a văzut lumina tiparului și a pus niște vorbe grele deci acolo. Ok. Mi-e teamă să nu uit pe cineva și să nu se supere. Nu în ultimul rând, doamnei director Carmen Salup, care încă de la început mi-a spus o vorbă mare în biroul dânsei și am sore pe mereu că fiecare avem locul nostru sub soare și m-a susținut din prima clipă. Ne când plângeam acolo în spate ca spectator lângă mama și nu mă mai puteam opri din plâns când de fiecare dată când veneam aici la emisiuni, pot spune că aici am evoluat. De câte ori aveam un necaz în viață, veneam aici și mă ridicam. Wow! Da, fără prieteni nu putem trece, nu putem evolua, pentru că ei fac parte din viețile noastre și un prieten e acolo ca să te sprijine, să pună proptaua. Cine ții cu adevărat prieten, da, exact. Și sunt puține exact. Aceia și mai vreau să-i mulțumesc și doamnei Loreta, din care de când a venit în familia Centrului Cultural, mi-a dat multe sfaturi bune și am ținut cont de ele. Chiar și ție îți mulțumesc pentru că și datorită ție, când îmi spui, vezi că mai trebuie acolo lucrat, vezi că mai e așa, nu spun, okay. Dar cine sunt ei de mă învață, cum ar spune alții. Din contră, merg, corectez și observ că e altfel versul, e altfel. Doamna Loreta într-o seară îmi spunea: măi, tu citești poezia cu voce tare după ce o scrii, tu imediat cum o scrii, așa o și lași. Mai uită-te un pic și tu la ea, vezi cum se aude, vezi cum sună. Și din momentul ăla așa am făcut, cum spune dânsa.
Wow. Și mulțumesc că, la fel și domnul Adrian Mitră, de vreo două ori am vorbit cu dânsul la telefon, făcând rimă, prozodie pe poeziile mele. Și la fel îmi spunea și dânsul, gândește-te ca și cum ai pune o poezia ta pe muzică. Și făcând cu dânsul la telefon, una din cele două poezii a câștigat și premiul 2 la un cenaclu. Felicitări! Așa. Și mai nou mi-a dat Stelian Nișoi, aici prezent cu noi, o provocare. El să-mi facă muzică și eu să pun poezia cu versurile mele pe muzica lui. Și zic, asta nu știu dacă o să reușesc, dar... Trebuie să reușești. Da, discuția a pornit de la faptul că trebuie făcut o diferență între poet și textier. Da? Sunt lucruri total diferite. Textierul scrie versul pentru muzică. Da? Deci mai întâi este muzica și apoi creează textul. Deci e o diferență și este, poate fi o provocare pe care știu, cred că Ramona o va putea trece peste această provocare. O să vă rog să îmi permiteți să mai citesc o poezioară, cântăm un cântecel și încheiem emisiunea noastră cu mulțumiri pentru răbdare, pentru atenție, pentru sprijin. Anotimpul de cleștar. În al iernii frig, de două ori de cald, eu strig. În recele fior, cu greu, eu pot să zbor. Iubirea-mi ține de cald, în zborul de fluturi mă scald, fluturi de argint, din al văzduhului de ceață labirint. În anotimpul de cleștar, mi-e dor de al soarelui jar, cum dispare apusul în fața vântului, sufletul e prins în ghearele frigului. Când frigul iernii stă de strajă și ceața cade ca o vrajă, iubirea îmi ține inima caldă, în izvorul iubirii se scaldă. Frumos, multă sensibilitate. Un suflet frumos al Ramonei. Vrei să ne mai spui câteva cuvinte? Da, vreau să spun chiar povestea acestei poezioare. După cum știți, sunt cadru didactic, lucrez ca și educatoare și chiar și cu nota 7 am fost repartizată într-o zonă foarte izolată, la Cuca Măcăi. O zonă foarte frumoasă, în schimb, are niște răsărituri. Nu se compară nici cu ale Bulgariei unde am fost, nici cu ale Greciei unde am fost, nici cu ale Mangalii, nici cu ale Costineștiului, deci nu mă satur de acele răsărituri. Și poezioara aceasta am compus-o stând la ocazie să vin acasă și era o ceață atât de deasă, dar nu te vedeai un cum, deci vedeai farurile de la mașini când veneau foarte aproape către tine. M-a inspirat și ceața de acolo, când o să iasă cartea, o să citiți și o să vedeți poezioarele despre ceața de acolo. Și chiar m-a inspirat pentru că înghețasem de frig. Am stat două ore până a trecut o mașină care mergea spre Pitești. Toate mergeau ori până la Vâlcea, ori acolo în localitate. Deci chiar dacă începusem să mă și mișc, da, tot mi-era foame și în timp ce simțeam frigul acesta în iernii atât de dur, a ieșit această poezie. Frig deci, pe care ni l-ai transmis și nouă acum. Da. Chiar am prietene care îmi spun întotdeauna din ceva rău scoți ceva bun. Frumos. Felicitări. Mulțumesc frumos. Bun. Încheiem cu un cântecel. Ramona a fost în seara asta alături de noi și îi mulțumesc încă o dată. Eu îți mulțumesc. Și și-a prezentat sufletul frumos. Și cântecelul se numește A Woman's Heart. A woman's heart is filled with passion. A woman's heart is filled with lust. If you don't believe that these things could happen, could be the bigger mistake that a man can make. A woman's night is filled with a dream of the perfect man who
could bad not be you if we don't see what has been missing. Could be the bigger mistake that the man can make. She wants to get near you, don't turn her away. She wants to hurt to you, she wanted to say, give me your night, and I will show you my passion. Give me your lust, and I will drink you dry. Give me your dreams, and I will show you a lover. Give me your heart, and I will close your clothes, and I will, for my day I die. A woman's love is filled with longing for a little romance and company. If you don't sing, she won't listen. Could be the biggest mistake that the man can make. A woman's heart is yours forever. She will be true to the one in her life if we don't give her love and affection. Could be the biggest mistake that the man can make. Înainte să încheiem, Stelian, dacă îmi dai voie... Te rog. Aș vrea să o invit în scenă pe domnișoara Lorena, care scrie foarte frumos poeziile ei. Nu știu, dacă drag. Are, nu știu dacă are la îndemână una din poeziile ei. Da, foarte frumos. Ca să vedeți ce frumos scrie și ea. Și eu o susțin. Știu că și doamna Raluca Ana Sandu o susține. Și da, e foarte, e foarte să bine nu că susținem tinerii exact, noștri trebuie talentați. Să-i promovăm. Nu mă așteptam la această invitație. Eu îți mulțumesc că ești prezentă și continuă să scrii așa cum o faci în suflet. Îmi pare bine că m-ai invitat aici alături de tine, este o onoare. În dans, în patima dorului, eu te implor să mai dansezi cu sufletul meu ce te-a venerat mult. În patru bătăi de picior să-mi spui că viața mi te-a adus, că mi-ești sortit. Nu ți-am cerut prea mult, dar nici de ajuns. Ia-mă de mână să plecăm în toi de septembrie. Să mă iubești ușor și să-mi scrii în a ta carte dragostea și să te lauzi cu al meu dor. Am plâns, iar de când mi-ai spus că ai venit, hai să mai stăm împreună, te rog, nu-ți cer mult. Sau din dorul tău pe care mi l-ai spus, nu mai contează, am plâns și mai mult, dar de fericire. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumim. Cu mare drag. Invitațiilor din sală și vă aștept la următoarea emisiune Medalion Cultural cu Stelian Neșoi.